drag, cu mare drag. Bun, hai locul 2 să vorbim, că a intrat și Sepsi acum. Zi, Remus. Farul deja era, a intrat și Sepsi. Mamă, ce va fi la locul 2? Îmi doresc minimum, domnul Hagi. Minimum un club aș bogat să rămâncă în afară. Ai vrea Hagi? E greu, hai să fim serioși cu rapidul. Dar cu discursurile astea atât de elevate. Care? Cu ale lui Hagi, doar atât. M-ai înțeles? Calme. Nu, și elevate, calme și... Da, știu. Hagi. Nu, dar dacă Hagi termină pe 2, e ca și cum ar fi câștigat. E ca și cum ar fi câștigat campionatul. E titlul, e iar titlul, e sărbătoare. Băi, hai să vă zic ceva. Băi, dacă vă zic una, da? Fiți atenți, vă zic una, da? Ia, așa. Ia mai băgați niște albahări din ăla, că îmi place când văd albahărul cu bere. Fii atent. Vreau să vă zic una. Și fii atent, vreau să te uiți, intră pe clasament, Robert, dacă tu ești cu asta, cu tehnologia, da? E Robert Țiplă cu tehnologia. Așa, nu uitați, la 13:30, suflet de rapidist, un invitat special, da? Deci nu uitați, peste mai puțin două ori, 50 de minute. Fiți atenți, uite-te pe partea de sus. Fii atent, da, uite-te pe partea de sus. Și vă dau una acum de o să nebuniți. 31. Da. Fiți atenți, deci să nu ziceți că sunt nebun. Voi știți când s-a jucat campionatul în România? Mă? Știți când s-a jucat campionatul România? Vă spun eu când s-a jucat campionatul, play-off-ul, da? Play-off-ul s-a jucat, titlul de campionă s-a jucat la meciul direct dintre FCSB și Farul. Păi n-am zis după... Dacă Farul, dacă Farul îi bătea, nu, uite-te, ți-am zis, ultimele etape, da? Da. Dacă Farul îi bătea, da? Acum o etapă, înainte de victoria FCSB-ului cu CFR-ul, deci dacă Farul îi bătea, deci înainte de victorie, că toată lumea zice, gata domne, cheia asta a fost, a bătut acum pe CFR, s-a terminat. Da, ok, așa pare. Dar înainte de victoria FCSB-ului cu CFR-ul, da, dacă vă uitați, dacă Farul ar fi bătut pe FCSB, așa, Farul ar fi fost la 6 puncte de FCSB. 6, înainte de meciul cu CFR-ul, care s-ar fi jucat altfel. Altfel. Cu totul și cu totul altfel. Deci eu vă spun... Că Hagi, dacă avea puțin noroc, puțin bulan, asta e, a fost, știi cum e, ianul lui Gigi Becali, asta e viața. Așa. Dar dacă Hagi câștiga acel meci pe care l-a avut în mână, a avut momente care l-a avut în mână, înainte de meciul cu CFR-ul, dar acum o etapă, Farul era la doar 6 puncte, iar cu CFR-ul s-ar fi jucat altfel, ar fi fost alt meci. Pentru dar ce s-a întâmplat la Farul înainte să înceapă play-off-ul cu câteva etape, că au fost la limit acolo, au intrat în ultima etapă. Da, în ultima etapă. Se punea problema dacă... În ultima etapă cu meci egal. Dacă nu era... Să mai fie adunat și de pe acolo câteva puncte, nu? Dar dacă nu era antrenor Hagi, patron Hagi, se punea problema înainte, eu știu, de ultima etapă să intre în play-off. Amenința cu demiterea. Nu? Se punea problema. Da. 6 puncte era FCSB înainte. Da, știi că noi am comentat imediat după meci, am zis FCSB e campioană. Da. Am spus de atunci, FCSB e campioană. Asta aici nu sunt de acord cu tine, cu antrenorii, e normal, tu ți-aperi meseria și ieși sub influența ceea ce s-a întâmplat. Ei, și tu ai și luat-o personal ultimile. Se vede pe tine, adică se vede pe tine că ai luat-o personal. Mult. Dezamăgirea a fost mult prea mare. Da, adică când simți nedreptate, e dezamăgire, vine și dezamăgire. Și vine puțin plus.